Învierea Domnului, cea mai veche sărbătoare subliniere tin. De pas subliniere te, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plâng. Învierea Domnului, numit subliniere i sărbătoarea pas subliniere tilor, adică ziua în care răul sublinierei viclenia vor fi lăsate deoparte, îmbrăcând haina adevărului sublinierei a bucuriei, este cea mai veche sărbătoare a cre subliniere tintecii. Este sărbătoarea care a adus omenirii speranța mântuirii sublinierei a viecii ve subliniere nice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Învierea Domnului este celebrat duminic de ortodox sublinierei, scrie news.ro. Împreună cu duminica, sărbătoarea săptămânală a cre subliniere tinilor, pa subliniere tele a fost sărbătorit încă din epoca apostolică. Pa subliniere te vine din ebraicul Pesah, trecere. Pa subliniere tele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roșie subliniere e, din robia Egiptului în pământul făgăduinței, Canaan. Pa subliniere tele cre subliniere tinilor este, în primul rând, sărbătoarea învierii Domnului. Sărbătoarea pa subliniere tele este considerat sărbătoarea bucuriei date de vestea învierii Mântuitorului. O veste care, până la înălcarea Domnului, respectiv timp de 40 de zile, se regăse sublinierete în salutul Hristos s-a înviat, la care se răspunde cu adevărat a înviat. Ultima oră, cu tremur neobinuit în România. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut? Slujba de înviere începe în jurul orei 2300, în interiorul lei ca subliniereurilor de cult. Învierea Mântuitorului este proclamat în afara bisericii pentru ceia îi prive subliniere-te pe toți oamenii, credincio sublinierei sau necredincio sublinierei. La miezul nopții, preotul iese din biserică având lumânarea aprins sublinierei îi îndeamnă pe cei prezenți, veniți de luați lumini. În multe locuri, lumina este împrăcit credincios sublinierilor împreună cu bucele de pâine stropite cu vin, denumite pa subliniere-te. După ce lumânările oamenilor sunt aprinse, alaiul avându-l în frunte pe preot, dascle sublinierei când treci înconjoar biserica de trei ori, cântând Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte cel când, sublinierei celor din morminte viac dăruindu-le. Apoi, se intră din nou în biserică, unde continuă slujba de înviere, care durează până în jurul orei 03:00 dimineața. Credincioși sublinierei care au postit în toate cele subliniere apte săptămâni se pot împrete sublinierei în noaptea de înviere. După slujbă, este tradiția ca preotul să dezlege bucatele pe care le aduc credincioși sublinierei la biserică, învopsite, cozonac, pasc sau fripturi, sublinierei se le sfințesc, astfel ce prima masă de dulce se ia în biserică. Una dintre tradițiile setere vechi de pa subliniere te o reprezintă ouăle vopsite. Prezent ca în cre subliniere tinisma omulor rost sublinierei este una simbolic sublinierei reprezintă o altmerturie clară a vechimii acestui mare praznic.
În multe dintre mormintele vechi ale cresubliniere tinilor au fost descoperite sublinierei cojii de om sublinierei. Se pare că acest aliment nu lipsea de la agapele ce se făceau în acele vremuri. În antichitate, în special la egipteni, oul era simbol al lumii sublinierei al eternității, din moment ce forma lui pare a fi una perfect sublinierei fără început. Pentru iudei, dar sublinierei pentru păgâni, oule erau simboluri ale creației sublinierei ale învierii. Cresubliniere-tinii, încă de la început, au legat de oule ro sublinierei simbolismul învierii neamului omenesc prin Mântuitorul Iisus Hristos, dar sublinierei pe cel al creării din nou al lumii, culoarea ro sublinierei însemnând sângele Domnului curs pe cruce. Oul pascal reprezintă, pe de alt parte, simbolul văzut al învierii morților, a cărei garanție este în subliniere învierea cea din morți a Domnului. Din tradiția cre subliniere tin mai subliniere timp ce Maria Magdalena s-ar fi înfci sublinierea tâmpratului Tiberiu cu nou ro subliniere o subliniere i-ar fi spus, Hristos s-a înviat. Există opinii potrivit cărora acest fapt ar fi generat introducerea oulor ro sublinierei în cadrul sărbătorii pasublinierătilor. Politicienii s-au întrecut în ur de pate pe Facebook. Ce mesaje au transmis românilor? Un alt obicei de pas sublinierăt este acela că aduc slujb credincios sublinierei se merg la cimitir, unde aprind lumânări pe mormintele celor dragi. Tot acolo, se aduc bucate care sunt date de poman celor sermani. Duminic, spre prânz, credincios sublinierei sunt asubliniere teptaci la biserică pentru slujba cunoscut ca a doua înviere, la care vor fi citite în 12 limbi versetele 19 la 25 din capitolul 20 al Evangheliei după Ioan. În slujba bisericilor ortodoxe orientale, necalcedoniene, sărbarea sfintelor pasul ti se bucur de acea subliniere i cinste ca subliniere i în bisericile ortodoxe rezăritene, fiind foarte dezvoltate din punct de vedere liturgic. Din această familie de biserici, în prima grup sunt Biserica Ortodox din India subliniere i Biserica Ortodox Sirian din Antiohia, care au acelea sublinierei tipic pentru slujba învierii. În unele din aceste biserici, preotul, cu crucea în mână, însoțit de diacon cu luminării aprinse sublinierei cucedelnice, spune, fraților, vă spun o veste nouă, Hristos s-a înviat din morți sublinierei a doborât pe du subliniere manisei la spatele lui. Credincios subliniere îi răspund, noi credem ce adevărat a înviat. Acest ritual se roste subliniere te de trei ori, în timp ce sunt clopotele. Biserica Ortodoxă Etiopiană, care a face parte din acela sublinierei grup de biserici necalcedoniene, are de asemenea un ritual dezvoltat în ceea ce prive subliniere te sărbătoarea învierii Domnului. Preotul cite subliniere te Evanghelia de la Matei, Marcu sublinierei Luca, după care, cu o cruce în mână, le spune credincios sublinierelor, Hristos s-a înviat din morți, iar acea subliniere ti-a răspuns,
cu marea putere dumnezeiască. În Biserica Ortodoxă Armeană, Sfânta Liturghie începe în jurul orei 2000, după care are loc procesiunea în timpul căreia se cântă astăzi a înviat din morți. La final, toți oamenii prezenți, începând cu preotul preot, în subliniere îi spun unii altora Hristos a înviat. De pa subliniere te, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plâng, bucuria fiind sentimentul care domină învierea. Oamenii în subliniere îi pun haine noi, de culori deschise subliniere îi pregătesc bucate tradiționale, pasc, învopsite, cozonac subliniere îi miel.